misiune dificilă, dar nu imposibilă pentru divizionarea Slătinan la handbal feminin. Elevele Anei Maria Hamciuc vor întâlni în etapa 11-a sezonului echipa aflată pe primul loc, HC Alba Sebeș. Cele două grupări se află la o distanță de 15 puncte. Ne dorim foarte mult să facem un meci bun, Sebeșul fiind candidata la promovare, fiind singura echipă cu 10 victorii din 10. Au o echipă foarte bună, cu jucătoare cu experiență, majoritatea jucând în Liga Națională. Pentru această partidă, Hamciuc are la dispoziție întreg lotul de jucătoare. Singura care rămâne inaptă este Cojocaru. Handbalista a suferit în urmă cu câteva luni o intervenție chirurgicală de ligamente încrucișate, iar acum se află în perioada de recuperare. Antrenorul grupării slătinene speră ca la meciurile de acasă să fie un public cât mai numeros. Noi ne dorim lucrul ăsta, să vină lumea la sală, să vadă un spectacol frumos. Meciul dintre CSM Slatina și HC Alba Sebeș va avea loc duminică de la ora 11 în sala liceului cu program sportiv Slatina. În turul campionatului, partida dintre cele două echipe s-a încheiat la o diferență de 10 goluri pentru bănățene.